Așadar, iată-ne din nou împreună la treabă. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa nouă. Algebra. Așa cum spuneai, este interesată de pregătirea asta pentru testul care urmează. Și aici, de exemplu, A. Preciza justificând evident răspunsul, care din următoarele afirmații este adevărat. Dacă X și Y aparțin lui Q, atunci X plus Y aparțin lui Q. Deci dacă X și Y aparțin lui Q, rezultă că X plus Y aparțin lui Q? Ne încălzim acum. Așa, X plus Y, dacă aparține lui Q. Q fiind mulțimea numerelor raționale, nu? Q, deci hai să ne amintim ce este Q. Q este egal cu mulțimea tuturor spațiilor de tipul M pe M, cu proprietatea că M și N sunt din Z și că încă ceva nu e diferit de Z. Deci toate spațiile cu putință sunt din Q. Asta e mulțimea numerelor raționale. Sau mai zice și mulțimea numerelor decimale, da? Ei bine, mulțimea numerelor iraționale le putem vedea sub formă de fracții, cum vedeți, dar și sub formă de numere decimale. Da? Fracții sau numere decimale. Ce trebuie să vedem? Aici întrebarea era dacă am două numere din Q, suma e tot din Q? Adică dacă adunăm două fracții, ce obținem noi adunând două fracții? Păi și 2 pe 1 e o fracție, nu? Cât? 2 supra 1? Da. Păi da. 2 pe 1 plus 2 pe 1 dă 4. Da, și 4 pe 1. Tot o fracție. Tot o fracție. Deci adunăm două. Și cum demonstrăm altfel? Că e doar da. Mă, păi, deci sunt lucrurile acestea care sunt evidente. Nu am ce demonstra. Deci adunarea este închisă, zicem, la operația de adunare. Deci adunând două, mulțimea este închisă în sensul că răspunsul, rezultatul adunării, este tot un număr de acolo. Deci două fracții adunate, tot o fracție. Știm regula de adunare a două fracții. Să află numitorul comun, să faci toată povestea aceea. Bun. Deci, determinați numele naturale n, pentru care radical din 1 plus n pătrat este număr rațional. Deci determinați n natural, așa încât radical din 1 plus n pătrat, 1 plus n pătrat este număr rațional. Egal? Rațional. Rațional. Egal. Aparține. Pentru că radical aparține lui Q. Da? Deci găsim pe N natural, așa încât radical din 1 plus N pătrat să fie din Q. Rațional, zici, da? Da. Așa, rațional. Dar luăm că nu-i din Q. Deci presupune că n-ar fi... Sau luăm din Q, mai bine, ca să avem A pe B. Deci, așa, vedem. Deci, de aici rezultă că ne propunem radical din 1 plus n pătrat să fie de forma A pe B. Nu știu, ridicăm la pătrat. De aici. 1 plus n pătrat egal cu A la 2 și B la 2. Da. Și atunci rezultă că B la 2 pe lângă 1 plus n la 2 egal cu A la 2. Noi trebuie să găsim pe n. Numai dacă vreau să găsim de pe chestia asta. Deci de aici n-ul pătrat, hai să luăm așa, n pătrat este egal cu a pătrat minus b pătrat, duceți pe o parte cealaltă, a pătrat minus b pătrat supra b pătrat, deci a pătrat minus b pătrat. Deci n pătrat este, am dus pe unul partea stângă, este a pătrat minus b pătrat supra b pătrat. Așa după același viitor. Da? Aș face precizarea că A pe B să fie din Q plus. Miruna, din ce motiv din Q plus? Pentru că valoarea unui radical nu poate fi niciodată un număr negativ. Deci radicalul lucrează și dă ca răspuns un număr pozitiv. Da? Lucrează din numere pozitive și dă răspuns un număr pozitiv. Deci n pătrat este așa, de unde n simplu, că n trebuia să fie natural, n este egal cu radical din a pătrat minus b pătrat supra b pătrat. Care îi de fapt?
radical din... Rămâne radical din numărul tot pe radical numitor, nu? Mm-hmm. Și vine radical din a pătrat minus b pătrat supra b. Aici, dacă... Supra b, că-s plus. A pe b este din plus. Dar poate să fie și a și b negativ, că minus pe minus la împărțire face plus, nu? Mm-hmm. Poate să se întâmple chestia asta. Și ca să nu greșim, să spunem modul din B ca să fim siguri. Deci un radical de ori în pare și întotdeauna în modul, fără ca să stăm pe gânduri. Aici, deci nu trebuie să fie de forma asta, A pătrat minus B pătrat supra modul din B. Dar el trebuia să fie natural, nu? Adică, dacă să fie număr natural, ăsta de jos trebuie să fie un divizor a celui de sus. Nu am aici... Deci, ca să fie număr natural, deci B-ul trebuia să fie un divizor al lui de sus, ca să-l pun mâna pe el natural. Așa, haideți să vedem ce numere naturale aș putea înlocui aici, încât radicalul să lucreze. Acum, din ce știm noi, numărul natural la pătrat, tot un număr natural este. Și plus 1, deci tot plus 1, tot un număr natural. Și radicalul va da un număr natural în final. Nu? Păi nu. Deci valoarea radicalului va fi un număr natural. Dacă autorul întreabă, să se determine în partea așa îi amintesc. El mai citește o dată. Să se determine el natural. Determinat numele natural n, pentru care numărul radical din 1 plus n pătrat este număr rațional. Așa. Numerele raționale sunt și acele care au numitorul 1. Da. Da. Care ar fi n-ul care să satisfacă chestia asta, să mă duc la un număr rațional după ce lucrez? Oricine la pătrat plus 1 mai este un pătrat perfect? Nu. Nu mai este un pătrat perfect. Nu, de radical din 10, de exemplu. 3 la 2 ai 9 plus 1, 10. Radical din 10 nu mai este un pătrat perfect. Exact. Deci orice alt pătrat perfect plus 1 nu mai rămâne pătrat perfect. Așa, cine este el încât să se întâmple să fie totuși posibil? Nu e dar cu 0. Sigur, da. Deci, totdeauna n pătrat plus 1 diferit de k pătrat. Deci, devine un pătrat perfect. Și atunci rezultă că păi singurul... Păi el trebuie să fie pătrat perfect. Poftim? El trebuie să fie pătrat perfect. Păi trebuie să fie 1 plus n pătrat ca să lucreze, să iese de sub radicală. Ca să-mi dea un Q. Deci, când lucrează, dacă zic radical din 10, dacă las radical din 10, acela nu-i din Q. Radical din 2, radical din 3, radical din 10 sunt numele iraționale. Ori a spus să fie rațional. Și ca să fie rațional, singura valoare este n egal cu 0. 0 atunci dă 1. Și atunci radical din 1. 1 este 1 și are rost. Deci, n pătrat plus 1 egal să fie un 4, un pătrat perfect, dacă și numai dacă, se întâmplă asta când n egal cu 0. Și atunci avem radical din n pătrat plus 1 egal cu radical din 1, care este 1 și 1 este din Q. Că pe 1 îl poți surprinde ca 1 pe 1. Toate numele întregi știm bine asta de anul trecut. Că mulțimea numerelor naturale este inclusă în mulțimea numerelor întregi. Iar mulțimea numerelor întregi este inclusă în mulțimea numerelor Q. Și Q este inclus în el. Dar aceste lucruri trebuie să le avem foarte clar în minte. Și atunci, eu am zis din Q, în Q putea să fie și natural. Putem să surprindem elementul din Q ca fiind număr natural, ca fiind număr întreg, da? Deci, fiindcă sunt sub mulțimea lui Q. Uh-huh. Din motivul ăsta. Arătați deci, că numele A egal cu radical din 3. A egal cu radical din 3. B egal cu radical din 2 plus radical din 5. B egal cu radical din 2 plus radical din 5. Da. Și C egal cu 1 plus radical din 2 plus radical din 3. Radical din 3. 1 plus radical din 2 plus radical din 3. Așa. C egal cu 1 plus radical din 2 plus radical din 3. Sunt iraționale. Deci, acestea aparțin
lui irațional, lui iar minus Q. Aparțin lui iar minus Q. Să luăm pe primul. Deci presupunem, să arătăm prima chestie, radical din 2, radical din 3, pardon, aparține lui Q. Lui iar minus Q. Iar minus Q. Cum gândim? Păi luăm ca și mare aprețin lui Q. Deci mergem cu negația. Presupunem că radical din 3... egal cu APB. Nu ar aparține lui R minus Q, ci ar aparține lui Q. Da. Deci, presupun radical din 3, aparține lui Q. Asta înseamnă că radical din 3 poate fi privit ca o fracție. De tipul APB, zici, nu? Mm-hmm. APB. Deci 3 egal cu a la 2, APB la 2. Deci de aici se numește că 3 egal cu a la 2 supra de la 2. Deci 3 de la 2 egal cu a la 2. Deci ceea ce ar fi echivalent, va spune că 3... De la a doua egal cu a la a doua. Echivalent poate spune că 3 îl divide pe a. Adică 3 egal cu... Nu, a egal cu 3k. Da, înțelegi fenomenul? Da. Citim invers. A pătrat e 3 ori ceva. Da. Înseamnă că a e pătrat e multiplul de 3, da? Deci de aici rezultă că a pătrat... Este 3k. Egal cu 3k. Și a egal cu 3k. Deci... A, ca să fie pe înțelesul tuturor, hai să zicem așa. Faptul că A pătrat egal cu 3 ori ceva, înseamnă că pătratul e multiplul de 3, da? Mai zis mai devreme. Da. Sau altfel spus, A, 3 divide pe 3 A. Divide pe A, da. Da? Poți să spun și așa. 3 divide pe A pătrat. Și pe A. Da, dacă divide pătratul, neapărat să divide pe A. Deci de aici este echivalent. A egal cu 3K. 3 divide A, ceea ce ar însemna că A egal cu 3K. Dacă A egal cu 3K, merge înapoi. Miruna, dar aici vreau să insist și mai mult. Ți-e limpede că dacă 3 îl divide pe pătrat, trebuie să-l divide pe A. Atunci egal cu 3K, nu-i foarte clar, da. Da? Pentru că dacă 3 divide pătratul, cum pătratul este A ori A, 3 se divide pe unul din cei doi factori. Adică pe A. 3 divide pe A. Da. A egal cu 3K. Și dacă A egal cu 3K, ne ducem în egalitatea de aici. La început. Ori asta, ori asta. Ori sau chiar prima, egal din 3 egal cu APB, nu? Nu, nu, aici nu m-aș duce întâi. Și pe urmă ajung la radical 3. Deci de aici se duc A egal cu 3K și... Mă duc în identitatea stăluță. Și rezultă că 3B la 2 egal cu 9K la 2. 3B la 2 egal cu 9K la 2. Și rezultă că B la 2 egal cu 3K la 2. Împărți prin 3 și atunci înseamnă că B la 2... Și rezultă 3 divide pe B. E 3K pătrat, adică de aici rezultă că 3 divide pe B pătrat. Adică asta înseamnă că 3 divide pe B. Adică B-ul egal cu 3 B. B-ul egal cu 3 P. Din 1 și din 2. Din A egal cu 3K și din B subliniem egal cu 3 P. Rezultă că A și B au divizori comuni. Deci ce mai trebuia să spunem? Că radical din 3 este A pe B ireductibil. Normal. Da? A deci și B. Precizăm asta. Sunt prime între ele. A și B egal cu 1, da. Deci, A egal cu 1. Nu, scriem acolo. Scriem ireductibil, da? Aparțin lui Q, aici un da. De tipul APB, zici ireductibilă. Sau, cum ai spus tu, A virgulă B, din cel mai mare divizor comun al lor, este 1. Numele sunt primii acum, 3. Din A egal cu 3K și B egal cu 3P, rezultă că A și B nu sunt prime între ele. Deci, ne întoarcem și atunci radical din 3, deci rezultă că radical din 3, este scris de forma APB, și egal mai departe cu 3K supra 3K supra 3. Și este reductiv, este ca și B. Simplificăm prin 3. Și cum am spus că APB este ireductibilă, ireductibilă, aici s-a însemnat ireductibilă și a apărut o contradicție, nu? Dintre cele două, fals. Contradicție, da? Contradicție.
contradicție. De unde provine contradicția? Din faptul că noi am zis că sunt reductibile și mi-am demonstrat că sunt ireductibile. Nu. Contradicția provine din faptul că am îndrăznit să credem că radical din 3... Stai, că am îndreptat eu acum. Aici am îndreptat să spun de ce. Noi am spus, am îndrăznit să credem că radical din 3 este... Am fi din Q. Și de la un adevăr am ajuns la fals. Atunci e fals adevărul. Adică nu e adevăr. Da. Deci am crescut radical din 3 din Q și am adăugat că acea fracție este ireductibilă. Dacă era reductibilă, o reducea noi. Simplificam până când nu se mai putea simplifica. Orice fracție care o ai, este simplificabilă sau nu? Dacă e simplificabilă, o duci tu până când, într-o fracție echivalentă, ireductibilă. Deci asta acționezi tu. De aceea ai spus că radical din 3 este de tipul APB ireductibilă. Te sună la forma aceea. Ireductibilă. Nesimplificabilă. Și tu o duci acționând într-o logică clară, ai ajuns că radical din 3 este reductibilă. Așadar, în clipa asta a apărut o contrazicere, o contradicție între cine presupunerea de a fi ireductibilă și cea care a însemnat reductibilă. Mm-hmm. De unde a provenit contradicția? Ca între ce să zicem că ăla e adevărat. Că radicalul dintre ei aparține în Q e adevărat. Așa, pentru că am îndrăznit să crede. Deci de aici rezultă presupunerea făcută este falsă. Presupunerea făcută este falsă. Să nu mai îndrăznim noi să... vreodată să credem că radical din 3 ar fi din Q, pentru că, uite, intrăm în necaz. De aici înseamnă că radical din 3 nu aparține lui Q. Nu este fracție. Uh-huh. Da? Și tocmai asta era chestiunea care trebuie să o demonstrăm. Adică aparține lui el minus Q. Nu-i fracție, este număr irațional. Deci, încă o dată, vreau să înțelegi bine partea logică. Când putem duce pe partea mecanică, să zicem, a ieșiciului, dar fără să înțelegem intimitate. Deci, noi trebuie să arătăm că radicalul 3 nu e fracție. Presupun că ar fi fracție și ar fi o fracție chiar ireductibilă, că dacă cumva e simplificabilă, eu o simplific când o fac ireductibilă. Și de acum, mă duc, ridic la pătrat al unui membru, tot fac toate, și cu surpriză, ajung că radical din 3 este simplificabilă. Nesimplificabilă am luat-o eu și ea totuși ajunge să fie simplificabilă o trăsnaie. Contradicție care înseamnă că de unde provine, din presupunerea făcută că de unde îți neamă mea de a zice că radical din 3 ar fi irațional. Nu. Bun, acum trebuie să lucrați și pe V. Asta nu mai au, nu? Da, au. Trebuie acolo? Însă, la B avem ce lucru avem? Radical din... Sumă. Da, e o sumă. Și am putea lua pe fiecare în parte. Sau îl luăm pe amândoi. Sau îl luăm pe simultan. Mm-hmm. Așa face. Deci îl luăm și simultan. Deci îl vedem ca un număr... Ca un an. Ca un an. Bun. Deci, haideți să vedem așa. Pentru 1, 2. B egal cu radical din 2 plus radical din 5. Să arătăm că acest număr este irațional. Aparține lui el minus Q. Din nou începem, supunem că radical din 2 plus radical din 5 aparține lui Q. Adică egal cu APB? Nu. Este asta. Mă pierde să vă. Da? Că e deja așa. Da, pe ce, da. Deci radical din 2 plus radical din 5 este de forma M supra N. Poftim, condumă-te acum. E forma pătrat. Da. Să avem 7 plus 2 egal din 10 egal cu M supra N. Din 10 okay. Egal cu? M pătrat. M pătrat. M pătrat. Da. Ducem, lăsăm numai 2 egal din 10. Sigur.
Și de pe radical din 10 egal cu e împătrat, supra e împătrat, minus 7. Ce te-a însemnat? Bățim și la 2. Da, deci radical din 10 ar fi. Egal cu e împătrat, supra e împătrat, minus 7, totul supra 2. Adică e împătrat minus 7m. Hai să lucrăm un pic. E împătrat minus 7m pătrat. E împătrat minus 7m pătrat. Supra 2 e împătrat. Da. 2 e împătrat. Da, 2 e împătrat. Minus 7 e împătrat. Supra 2 e împătrat. Da. Și acum... Ce știm despre m și n? Sunt naturale. Așa. Crești chiar. Da? Deci M și N, la îndefinit fracțiile, am spus că M și N sunt numere întregi. De aici rezultă că M pătrat minus 7 M pătrat este totuși un număr întreg, aparține lui Z. Da, lui N. Da? Chiar lui N pot să zic că 2 N pătrat număr natural, poate? De ce lui N? Că N pătrat poate să fie... 4 iar 7 în pătrat poate fi 7 iar. Deci, ce, eu spun așa, pentru ca să aibă loc egalitatea asta, neapărat, n pătrat este pozitiv, da. Pozitiv și numărător să fie pozitiv. Da. Deci, m pătrat minus 7 în pătrat, hai să zicem în final, pozitiv. Este din N în final, da? Z plus. Sau chiar numerul natural, că Z plus înseamnă mulțumesc numerul natural, da? Z plus. Și asta înseamnă că pe M pătrat minus 7 M pătrat îl putem nota ca un yes. Cu un număr întreg, care e chiar natural, da? Da? Număr natural. Și la fel, 2 M pătrat îl notăm cu un P. Și atunci, radical din 10, radical din 10 este așezat S supra P. Care e din Q acum, da? Da. Radical din 10 dividit pe S. Deci acum radical pătrat. Nu, radical din 10 nu pot să vorbesc. De acum intru tehnologia aceea de înainte. Mm-hmm. Cum a fost cu radical din 3. Ridică ambii la pătrat toată povestea. Și 10? Și ajungem, deci 10 egal cu S pătrat supra P pătrat. De unde rezultă că S pătrat este egal cu 10 P pătrat. Și rezultă că 10 divide pe S. Deci rezultă că 10 divide pe S pătrat. Adică pe S. Ceea ce înseamnă că 10 trebuie să divide pe S. Dacă divide pătratul, neapărat trebuie să divide pe el. Și de acolo înseamnă că S este 10 K. Da? 10 K, n-am mai notat. Da? 10 K. Și egalitatea care o aveam aici, uite asta, voi veni în ea, și am să am 100 K pătrat egal cu 10... 100. 100, da. 100. 100 K. În asta, deci, da. S pătrat egal cu 10 pe pătrat. 100 K pătrat egal cu 10 pe pătrat. Deci 10 și rezultă că 10 divide pe P. Deci 10 rezultă că 10 divide pe P pătrat întâi, da? Că îți vine 10 K pătrat egal cu... Divide pe P pătrat, da? Divide pe P. Deci rezultă că 10 divide pe 3. Aici mai fac precizarea, din nou, că S și P sunt primele între ele foarte importante. Că aici este primezul problemei. Când am zis că radical de 10 tipul S pe P, cu S și P primele între ele. Dacă nu, vă simplific. Nu sunt primele între ele. Așa, și ajungem că... Și rezultă că radical din 10 pe exact. Radical din 10 arată S supra P. Trebuie la de aceea înscris așa, radical din 10 egal cu S pe P cu S pe egal cu 1 și pe de altă parte, radical din 10 egal cu, asta că aveam, aici rezultă punem, asta o aveam în ipoteză, da? Că așa am luat noi, așa am fixat de tipul S pe P cu S pe primii trei. Dar, cu surpriză, radical din 10 apare acum 10 cât este 10 e supra P, nu? Așa zis, yes. Da? 10K. 10K supra 10 10T, să zicem. Mai yes. Cum am luat-o? Yes supra P, da? Yes este așa și P
De aici n-am 10 de lire P, deci înseamnă că P egal cu 10 T. Trebuia să finalizez aici. Și acum 10 supra 10 T, iată că simplifică pe 10 și atunci înseamnă că radical din 10 reductibilă. Contradicții, da? Asta trebuie să apară așa la scris, una sub alta. Contradicție, odată ireductibil și odată reductibil. La contradicție care provine din faptul că am îndrăznit să credem că radical din 10 s-a scris ca o fracție. Pentru că radical din 10 nu aparține lui Q și gata problema. Ceea ce bate în final că radical din 2 plus radical din 5 nu aparține lui Q. Acolo se duce radical din 2. La fel să... De acum, cum am arătat aici, judecă în general că suma două numere iraționale este un număr irațional, produsul dintre un număr, chiar și un număr rațional, plus altul irațional, tot irațional. Mi s-au dat aceste lucruri. Da. Deci dacă ne ducem la asta, la fel se lucrează, în aceeași chestie. Acum, eu știu că ăsta este irațional, e demonstrat mai sus, suma două numere raționale este un număr irațional, adunat cu un număr întreg este un număr irațional. Și nu mai faci pe ce? Nu mai faci. Dacă vrei să lucrăm, lucrăm, dar să repetă raționamentul. Ar trebui să... Cum am făcut aici radical 2 plus radical 3? Este irațional. Cum am făcut sus radical 2 plus radical 5, da? Și totul merge... Într-o repetiție. Adică unul cam nu se... Unul acela îl duci și în partea dreaptă. Mai lucrăm tot ceva în genul ăsta. Mai facem de partea? Încă unul din ăsta și apoi trecem la... mai facem niște medii și cu... Așa. Vedem niște inegalități, da? Bun. Arătați că pentru orice e natural, numărul radical din 4 la n plus 2 la n. Radical din 4 la n. Subradical plus 2 la n. 2 la n. Este irațional. Aparține lui el minus. Păi luăm că aparține și restul că 4 la n plus 2 la n este ca acolo spre 2 la 2. Da. Deci indiferent ce e natural, punem totdeauna să va întâmpla așa. Păi asta aici trebuie să fie... Hai să scriem, nu? Acum, mai scriu. Da. Să zicem da. Că dacă ar fi din Q, ar trebui să fie pătrat perfect, 4N plus 2N. Ce vreau să spun, uneori este bine să mai analizăm, nu cumva găsim o idee mai rapidă? Păi dacă ar fi din Q, ar trebui ca 4N plus 2N să fie pătrat perfect. Așa. Și vedeam ce e să dăm 2, 4, 1, mai. Așa. Deci, presupunem, nu? Așa ai zis, presupunem că radical din 4 la n plus 2 la n aparține lui Q. Aparține lui Q. Și rezultă că 4 la n plus 2 la n e pătrat perfect. Am deducat, deci, că 4 la n plus 2 la n e egal cu un K pătrat. Și asta trebuie să rezolvăm acum. Dăm un factor 2 la n. Da. Deci ar fi echivalent, poate spune că 2 la n pe lângă 2 1 plus 2 la n sau 2 la n plus 1, nu? E ca un pătrat perfect. Mm. 2 la n ori 2 la n dă... Mi-e bine 4 n, știu. Nu, dar nu prea mi-e clar aici. Proprietatea? Da. Păi... 2 la 4. 2 la n, 2 la... Nu, de 4. 4 la n. Fiind la aceeași putere, copiem și mulțim bazele. Ah. Sau, altfel spus, fiind la aceeași putere, copiem bazele și adunăm exponenții. N cu n fac 2n. Da. Și 2 la 2n, 2 la 2n, înseamnă 2 la a doua, tot la n, la proprietățile puterilor. Mm-hmm. Care înseamnă 4 la n. Deci ori vedem 2 la n ori 2 la n când au aceeași bază și ne ducem așa și nu înțeles că e 4 la n, sau pe 4 la n mai putem scrie 2 la n totul la pătrat, cum am spus mai devreme,
plus 2 la N, nu? Și da. Îți scoate 2 la N în factor comun și atunci vine 2 la N pe lângă 2 la N plus 1. Și cum putea pătra pe dreptul? Un număr, două numere succesive, n-are cum să dea pătra pe dreptul? Două numere consecutive, produsul a două numere consecutive, niciodată nu-i pătra pe dreptul. Și nu știu că-i fals. Deci aici totul se termină, da? Mm-hmm. Deci astea și cu ăsta sunt două numere consecutive, 2 la N și pe celălalt e 2 la N plus 1. Produsul a două numere consecutive nu poate să fie niciodată pătrat perfect. Deci asta e diferit de pătrat. Nu pot așa, că e ca 2 la N, nu știu. Deci 2 la N, pe lângă 2 la N plus 1, diferit de ca pătrat. Da. Da, diferit ca pătrat și atunci e terminat pe ești. Alte ești? Nu am mai multe, dar ea vrea tot dintre astea. Stabiliți care număr este mai mare. Deci de care vrei tu? Tot așa? Eu am gândit în alea. Acum s-a avut 1 plus radical din 2 plus radical din 3. Nu pot acela. De ce te ești nemulțumit? Păi radical din 6, exemplu, demonstrăm că aparține lui N minuschiu. Hai să vedem. Ce este? Pentru că radical din 6, radical din 2, radical din 3. Și ce dacă? Eu îmi las radical din 6 și arăt că nu se poate simplifica prin 6 în final, va fi. Doar să n-am făcut așa. De asta am... Păi în clasă ați făcut... Hai să vedem. Luând pe fiecare individual, nu? Radical din 2? Am avut radical din 2, radical din 3 și am ales radical din 3. Și radical din 3 l-am făcut ca și fiind... Păi, hai să vedem așa. Ce de radical din 6 de luna, radical din 6, să arătăm că nu aparține... Nu aparține lui Q. Da, zicem că aparține lui Q. Presupune... Și egal cu APB. Că radical din 6 aparține lui Q. Cum în Q sunt la fracții, deci de aici a rezultat că radical din 6 este de tipul A pe B cu A, B egal cu 1, adică numere prime între ele. Adică 6 egal cu A la 2 pe B la 2. Ceea ce înseamnă că 6 egal cu A la 2 supra B la 2. 6 pe A la 2 egal cu A la 2. 6 B la 2 egal cu A la 2. 6 dividit pe A. Deci înseamnă deci că 6 divide pe A. Aici în prima formulă și A, 6 divide A pătrat, așa trebuie să le da, aici. Da, 6 divide pe A. Ce înseamnă că 6 divide pe A? 3 sub 6 K egal cu A. Adică de aici înseamnă... 6 K egal cu A. A egal cu 6 K sau 6 K egal cu A? A egal cu 6 K. Și cu asta unde mergem? Că aici este lucru important. 6 pe A 2 egal cu A la 2 A și este la fel. Așa. Asta trebuie să mergem. Și acum, vezi, fracția va fi simplificată prin 6. Modul e zis. Să mai facem ceva și la... Nu, să mai facem integralități. Scriu mai întâi aia mediilor și apoi aia lui... Tito Andrescu. Așa, și apoi începem să facem niște aplicații. Pe-a lui Boniakovski, îl bați? Nu, da. Unde e manual, da? Nu, de... Manual? Este sigur că da. Dar zici că pentru test nu... Nu are cum să nu dădea prima noară. Deci asta nu ceva suplimentar. Eu zic că nu se lovește pentru test. Da. Miruna, nu strică dacă... Hai să vedem aceste câteva inegalități clasice pe care le-am... Și care stau la baza tuturor inegalități, multor inegalități de care decur de aici. Deci noi le avem, o să le avem în fața noastră, să le avem scrise, după care să le folosim în neieșiți. Asta ne propun acum, da? Așa. A la 2 plus B la 2 pe lângă U la 2 plus B la 2 mai mare egal decât A U plus B U totul la pătrat, asta e al lui Schwarz? Nu știu. Da. Asta e nevoie că asta scrie în manual. Coșii cu Neacoschi Schwarz. Exact. Coșii, da. Coșii cu Neacoschi Schwarz. Da. Ea este inegalitate care a fost, nu? Descoperit ce trei în același timp, de ce 4 în a da, îs 3. Asta am vrut să zic eu, nu e un singur nume, de fapt. Da, îs 3 da. Matematice, recunosc.